protestele rămân a fi una de metodă, da? De a lupta împotriva guvernării. Sigur că și noi, în deciziile noastre, noi tot spunem la oameni și în raioane, da? Că fiecare este liber, da? Comitetele raionale, apropo, să organizeze careva pichete chiar sau proteste în centrele raionale sau aici în Chișinău, adică noi suntem deschiși pentru a discuta inclusiv și această formă de protestă. Dar trebuie să recunoaștem că, din păcate, într-un moment dat, ideea de protestă a fost cumva discreditată, da? Inclusiv prin ce s-a întâmplat anul trecut. Și eu sunt ferm convinsă că chiar că dacă cineva într-adevăr dorea să schimbe situația în țară, acest lucru era posibil prin proteste. Acest lucru era posibil să fie făcut un an în urmă, data de 20 ianuarie 2016. Uh-huh. Sunt ferm convinsă în asta, fiindcă eu știu din sursele noastre de încredere, cum s-ar spune, care a fost dispoziția deputaților care au votat pentru guvernul Filip, inclusiv transfugilor, care au rămas pe timpul celălalt în Parlament, și ce spunea ei între ei.